Născut pe 23 februarie 1952, Brad Whitford, chitarist și compozitor de hard rock, a activat în câteva trupe de mai mică importanță decât Aerosmith, trupă în care a venit la un an după întemeierea acesteia, în 1971. A fost alături de componenții formației din anul venirii sale, cu excepția perioadei 1981-1984, cântând, compunând și efectuând împreună turnee. Ca și celălalt chitarist și compozitor, Joe Perry, Brad a contribuit la îmbogățirea discografiei Aerosmith cu o serie de piese, din care amintim doar Nobody's Fault, Round and Round, You See Me Crying sau Last Child, compoziție din care vă oferim un dialog între chitara lui Whitford și vocea lui Taylor. Referindu-se la manierele la care compun colegii săi, solistul Steven Taylor aprecia că dacă Joe Perry este un autodidact, pe Brad Whitford îl consideră compozitorul cu un stil disciplinat. Calitățile de instrumentist ale lui Brad au fost și ele apreciate, dovadă fiind invitarea compozitorului Aerosmith în 2010 la o amplă manifestare muzicală de interpretare a muzicii celebrului Jimi Hendrix.